Salutare tuturor, eu sunt Alisa și voi sunteți pe canalul Alisa Slime. Iar astăzi o să facem slime negru, transparent, cu sclipici. În primul rând vom avea nevoie de lipici, pe care îl vom turna în bolul nostru. Eu nu s-o folosesc foarte mult pentru că nu prea mai am lipici și trebuie să mă duc să-mi iau. Apoi trebuie să luăm tempera neagră sau colorant alimentar dacă există negru. Și o să amestecăm. Nu trebuie să punem foarte mult. Ca acesta să fie transparent. Să se vadă mai bine. Ok. Eu o să mai pun. Și trebuie să amestecați foarte bine ca culoarea să se distribuie în tot lipiciul. Apoi o să punem lipiciul. Voi puteți pune orice culoare vreți, însă eu am ales să pun alb pentru că nu se potrivește prea bine cel auriu. Și o să amestecăm. Dacă vreți să faceți fluffy slime, însă eu nu o să fac, trebuie să puneți și puțină spumă de ras. Apoi ne va trebui glicerină boraxată, care are 10% borax și pe ambalaj scrie că are 10 grame. Și o să punem cam jumătate sau un căpăcel. Așa. Și o să amestecăm. Foarte bine.
Las puțin că s-a... A intrat ceva în el. Așa. Și mai luăm totul de pe vas. Of, iarăși. Și acesta este slime-ul. Este negru transparent, pentru că n-am pus foarte multă culoare, se vede prin el, cu sclipici. Sper că v-a plăcut acest video. După cum vedeți, slime-ul nu se lipește. Și dacă v-a plăcut, lăsați un like, un coment și ca să intrați în Super Slime Squad, dați un subscribe, pardon. Și vă mulțumesc mult pentru cei 350 de abonați, pentru că nu arăt YouTube-ul, dar am văzut pe Real Time Count. Și vreau să vă mulțumesc foarte mult și pentru cele 7500 de vizualizări la videoclipul cu Bubbly Slime. Și sper să ajungem la cât mai mulți abonați. Bye!